Podișul Mehedinți este o zonă deosebit de pitorească situată în nordul județului. Cel care ajunge o singură dată aici, cu siguranță își dorește să revină cât mai curând. După ce treci prin orășelul Baia de Aramă, șoseaua te poartă spre un tărâm aparte. Pitoreasca localitate Ponoarele nu ar trebui să lipsească de pe lista niciunui pasionat de călătorii și de locuri care îți rămân pentru totdeauna în inimă. Ponoarele este una dintre cele mai expresive zone ale județului Mehedinți. Cu 15 sate în componență, comuna Ponoarele este bogată în fenomene karstice, unice în țară și chiar în Europa. Podul lui Dumnezeu, lacul Zăton, câmpurile de la Piezuri, peștera podului, cheile Băluței. Acestora li se adaugă deja celebra pădure de Liliac. Complexul natural Ponoarele reprezintă o zonă caracterizată prin roci calcaroase, care formează diverse forme karstice, doline, avene, peșteri, lapiezuri sau galerii. Este o rezervație naturală ce se întinde pe o suprafață de 100 de hectare, care a fost declarată arie protejată prin legea numărul 5 din 6 martie în anul 2000. Pentru fiecare din aceste locuri, dar și pentru multe alte experiențe pe care le poți trăi aici, merită să-ți rezervi un timp al bucuriei. Pentru că fiecare loc își oferă partea de inedit și frumusețe, fără a cere în schimb nimic. Localitatea îți încântă privirea odată ce ai poposit în ea. O simplă privire panoramică asupra tabloului conturat de natură, lăsându-te fără cuvinte. Trebuie doar să privești și să te bucuri. De cele mai multe ori, profesorul Dumitru Borloveanu, fiul al acestor plaiuri, oferă cu amabilitate oricui este interesat să afle informații și chiar legende ale locurilor. Plaiul Coloșanilor fiind renumit pentru legendele sale. E un relief frământat, așa de aici, denumirea și de Ponoare. Ponor e un loc prin care apa se scurge în pământ, intră, dispare și apare cine știe unde. Sigur, relieful e frământat, așa, pentru că aici parcă, revenind la o lume din basme, monștrii subterani, așa, au luptat să iese la suprafață și au ieșit în flori de piatră, în frumoasele strângi de piatră, în frumoasele lapiezuri. Un obiectiv care atrage oameni de peste tot este podul natural de piatră, unul dintre cele trei poduri naturale existente în lume și al doilea ca mărime din Europa. În imediata vecinătate a acestuia, aflându-se și o peșteră. E o uriașă arcadă de piatră între două văi, peste valea, adică peste o vale, Valea Pragului. Are o înălțime de 54 de metri, o deschidere a arcadării de 32 de metri și o lungime de 27 de metri. Întotdeauna a fost circulat? Da, podul a fost circulat, nu se știe de când există, dar e științific, e format prin prăbușirea tavanului peșterii. În timpuri imemorabile, de fapt, prăbușiri are unor sâni din pod, să mai petrec și acum. Așa, în 2008, de fapt, au picat câteva strângi din pod. Că pod e format din niște strângi, niște plăci, practic suprapuse, unele peste altele, și fără a fi legate în ele. Doar Creatorul, Dumnezeu, le-a creat. E o arcadă de piatră peste două văi, formată de-a lungul milenilor. Nu se știe în ce perioadă și cum. Podul poate fi admirat în toată măreția sa din crovul peșterii, de unde se dezvăluie deschiderea spre Valea Pragului și structura lui etajată formată din blocuri de calcar suprapuse.
De curând, în această zonă și-au făcut apariția și iubitorii de sporturi spectaculoase. Pasionații de tiroliană sunt foarte încântați să poată admira de pe cablu, de la câțiva metri înălțime, frumusețea podului natural și peștera Ponoarelor. Este un sport pe care și copiii încep să-l practice tot mai mult. Din partea opusă, dinspre Valea Turcului, podul poate fi privit în toată măreția sa. De aici se poate observa uriașul arc de piatră, care domină chiar și dealul peșterii din spatele său. Podul natural de la Ponoarele a fost supranumit de localnici Podul lui Dumnezeu, datorită faptului că în decursul anilor, câteva mașini rămase fără frâne au căzut în gol de pe el, însă nimeni nu și-a pierdut viața. În imediata vecinătate a podului se găsește peștera Ponoarele, cunoscută și sub denumirea de peștera de la Podul lui Dumnezeu. Face legătura cu lacul Zaton, lungă de 734 de metri, e rezervație Academiei Române, pentru că în galeria fosilă trăiesc 980 și ceva de specii de exemplare de lieci. Sigur că e interesantă, că și asta are multe stalagmite, stalactite, piele de leopard, temple, deci e destul de frumos. Intrarea în peștera podului are forma unei arcade, care prezintă similitudine cu podul, având lățimea de 15 metri și înălțimea de peste 3 metri. În acest ținut al legendelor, localnicii spun că de mult locuia însuși necuratul, chiar în peștera Ponoare. Sătui de tot răul pe care acesta îl făcea, oamenii i-ar fi cerut lui Dumnezeu să-i scape de el. Astfel, Dumnezeu a lovit cu palma tavanul peșterii și aceasta s-a prăbușit peste intrare. Cu toate acestea, necuratul a scăpat ieșind pe sub deal, pe cealaltă gură a peșterii, cea care duce spre lacul Zătonul Mare. Nervos, necuratul s-ar fi agățat cu ghearele de vârful dealului peșterii, formând în calcar șanțuri șerpuite, de adâncimi considerabile. Acestea formează cel mai mare câmp de la piezuri din țară, cunoscute sub denumirea de Câmpul Afroditei și Câmpul Cleopatrei. Astăzi, cele două câmpuri de la piezuri rezultate în fapt prin erodarea masivă a stâncilor datorată apei, încă din vremuri neștiute, continuă să-i uimească pe cei care ajung aici. Ponoarele se află la poalele munților Mehedinți, apele pornesc din munți și sigur au căutat un loc de refugiu. Nu l-au găsit, pentru că în fața lor au apărut obstacole, stâncile de calcar, care a oprit apa. Sigur că apa a căutat loc să treacă, să meargă spre Dunăre, pentru că dealurile de la, din munte de aici, pe o suprafață de 57, pe o lungime de 57 de kilometri, curg spre Dunăre. Și sigur nu au găsit aceste locuri decât infiltrându-se prin calcare. De aceea, de-a lungul anilor, a creat încă o lume. Avem o lume pe care o vedem, o pipăim, așa, minunată, feerică, dar avem o lume subterană care e cu totul deosebită, e o lume aparte, pe care încă nu au reușit să o cunoaștem. Adică specialiștii care mereu cercetează și nu au reușit să o cunoaștem. Privind această lume subterană, aș aminti cu drag că aici în zona a fost și mare cercetător francez Cousteau, așa, care a scris câteva rânduri legate de zonă și, bineînțeles, că a rămas impresionat. Coborând de pe câmpurile de la piezuri către cealaltă ieșire a peșterii Ponoare, avem în față o panoramă aparte. Dealul se sfârșește brusc la marginea unui loc prăpăstios, sprijinit de stânca dracului care veghează tainele adâncurilor. De aici se etalează o priveliște spectaculoasă asupra lacului Zăton. Acesta este cel mai mare lac karstic din România, fiind denumit și lacul Fantomă,
pentru că apa este prezentă doar câteva luni pe an. În primăverile ploioase, imediat după topirea zăpezilor, el poate atinge dimensiuni impresionante. 2,5 metri lungime, o suprafață de 2 km pătrați și peste 20 de metri adâncime, în punctul maxim la nivelul sorbului. În anii bogați în precipitații, lacul nu seacă, oferind o imagine naturală mirifică. Când se instalează seceta, apele lacului dispar în adâncurile peșterii și peisajul devine dezolant prin ariditate. Este ca o rană mărginită de urmele roșietice ale teraselor. Acesta este Zătonul Mare, însă mai există încă un lac, Zătonul Mic, ce se formează în partea opusă a peșterii între Podul lui Dumnezeu și Cheile Turcului. Lacul apare doar în perioadele cu precipitații abundente, când debitul Pârâului Morilor nu mai poate fi preluat de sorb și are dimensiuni mult mai reduse față de Zătonul Mare. Fiind mai tot timpul secat, se poate observa suprafața de 0,8 km pătrați și forma alungită de 1,8 km, suprafață folosită de localnici pentru agricultură. O altă destinație turistică remarcabilă a Ponoarelor este Pădurea de Liliac, declarată rezervație naturală botanică, ce se întinde pe o suprafață de 20 de hectare. Ea se află în apropierea platformei karstice, la aproximativ 3 km departare de localitatea Ponoarele, între dealurile Băluței și Răiculeștilor, de o parte și de alta a Văii Prislopului. Pentru a ajunge aici, se poate porni din centrul comunei pe Valea Morilor, urmând firul apei. Pe acest drum se poate face un scurt popas sufletesc la bisericuța de lemn de sub stei. Steiul Ponorii este o coastă abruptă și golașă care străjuiește satul Ponoarelor în partea de sud, arătând că aici s-a produs o ruptură și terenul s-a prăbușit deasupra unor nevăzute galerii. Biserica aceasta are aspectul unei căsuțe din lemn de stejar cu pridvor susținut de 4 stâlpi, legați între ei prin arce frânte. Sfântul Locaș a fost ridicat și sfințit în anul 1851, pe ruinele unei alte biserici. Data construirii vechii biserici nu se cunoaște cu certitudine. Dacă în catagrafia din 1840 se menționează ca an al ridicării 1695, după autorul Radu Crețeanu, anul construcției ar fi 1763, conform inscripției săpate pe tocul ușii de la intrare. O altă legendă a zonei atribuie ridicarea vechii biserici călugărului Nicodim, care a trecut pe aici în secolul al XIV-lea și pe care localnicii l-ar fi alungat de pe aceste meleaguri, înscenându-i un furt. Din anul 2010, bisericuța din lemn din Ponoarele a fost declarată monument istoric.
Tot în drum spre pădurea de Liliac se poate vizita Moara Crăcucenilor, o construcție din lemn de stejar și fag, ridicată în urmă cu 130 de ani, utilizată cândva pentru măcinarea tradițională a grâului sau a porumbului cu ajutorul forței apei. În urmă cu nicio jumătate de secol, în aceste locuri, pe Valea Morilor, erau înșirate 8 mori de lemn, toate funcționale. Din păcate, doar Moara Crăcucenilor a mai rămas în picioare, deși nici aceasta nu mai păstrează toate elementele componente. Chiar și așa, monumentul istoric rămâne în continuare o atracție turistică. După ce lași în urmă cele două obiective, fiecare pas te apropie tot mai mult de celebra pădure de Liliac. Rezervația naturală de tip peisagistic și floristic, ce se desfășoară pe o suprafață de 20 de hectare la o altitudine de 500 de metri, reprezintă unica stațiune din România conservată datorită climatului blând, cu influențe submediteraneene. Rezervația declarată monument al naturii încă din anul 1965 este situată în zona karstului de platformă al podișului Mehedinți, într-o depresiune intramontană, unde apar numeroase ponoare calcaroase. Pădurea poate fi admirată în deplinătatea frumuseții sale, mai ales la începutul lunii mai, când devine un veritabil covor natural de flori de liliac, cu nuanțe de la alb la violet, și frăsinică, ce degajă un parfum îmbietor rar întâlnit. Tot aici se poate întâlni vișinul turcesc, moșdreanul, păducelul, cărpinița și mult admirata lalea neagră. Din faună specifice sunt vipera cu corn, scorpionul și broasca țestoasă. Tot acum, la începutul lunii mai, pădurea de Liliac devine un important punct de atracție pentru localnici și turiștii veniți din toate colțurile țării. Evenimentul care strânge aici sute de oameni este Sărbătoarea Liliacului, manifestare cultural-artistică menită să celebreze simbolul localității Ponoarele. Despre această sărbătoare populară, dedicată în special primăverii și înfloririi liliacului, se spune că ar dăinui încă din timpuri străvechi. Cu certitudine însă, ea s-a desfășurat cu rigurozitate după anul 1961, când s-a amenajat un drum ce lega satul Ponoarele de pădurea de Liliac, perioadă din care se mai păstrează și astăzi estradele din beton și scândură pentru spectacole. În fiecare an, la începutul lunii mai, ansambluri folclorice renumite din întreaga țară, dar și de peste hotare, artiști consacrați, dar și tineri debutanți care doresc să se afirme, urcă pe scena din pădurea de Liliac, însuflețind întreaga natură. Thank you.
mehedinți! Să trăiți 1000 de ani și să mai veniți. Și să trăim și noi, cei care ne-am născut și am crescut aici, să stăpânim cu sănătate și cu bine tot ce avem așa de frumos. Iar dumneavoastră să ne fiți oaspeți, să veniți aici să vă bucurați de munte, de verdeață, de aerul curat și să duceți vorba pe oriunde mergeți cât de frumoasă este țara asta în întregul ei. Nu numai Mehedințul, ci absolut fiecare colț al țării. An de an, lumea este alături de noi, cât mai mulți interpreți de valoare, oameni tot mai mulți din toate localitățile, din țară și din străinătate, ne bucurăm că putem să facem și să organizăm astfel de evenimente. Acum, costumele populare ale Mehedințului și nu numai se etalează într-o minunată paradă a portului popular. Odată cu încheierea festivităților și a sărbătorii Liliacului, pădurea își recapătă melancolia și liniștea. Căutătorii de locuri retrase și încărcate de frumusețe naturală pot trăi aici clipe unice în mijlocul unui peisaj fermecător, sinonim cu veșnicia. Privit de sus, peisajul localității Ponoarele de la sfârșitul lunii aprilie este minunat. Păduri de un verde crud, livezi de pomi fructiferi în floare, ogoare proaspăt arate risipite pe dealuri, turme de oi care merg alene sub soarele primăveratic. Spre nord se văd și spinările înzăpezite ale masivului Godeanu. Liniștea e absolută. După ce te îmbeți de mireasma din pădurea de Liliac, drumul de întoarcere te invită să te abați vreo 3 km și către cheile Băluței, traversând mai întâi satul Băluța. Cheile Băluței sunt singurele chei de dimensiuni și importanță mai mare de pe teritoriul comunei Ponoarele, cu o lungime de aproximativ 1 km. Ele sunt mărginite de cornetul Băluței și cel al Râienilor, cu altitudine ale pereților calcaroși, cuprinse între 300 și 400 de metri. Prin cheile Băluței se realizează legătura cu stațiunea balneară Bala, urmând un frumos traseu împădurit favorabil practicării cicloturismului. Cheile Băluței impresionează prin sălbăticia și frumusețea stâncilor, a calcarelor măcinate care curg la vale, dar și a peșterii Băluța care se zărește de pe partea stângă după ce ai parcurs 400 de metri prin chei. Pentru a ajunge la ea trebuie să urci pieptiș aproximativ 100 de metri. Din gura peșterii se prelinge firul subțire al unui izvor care seacă în perioada verii, când peisajul devine aproape pustiu,
adevărat deșert. Peștera are o lungime de 248 de metri și este cea mai mare cavitate karstică penetrabilă a zonei karstice. Peisajul cheilor Băluței i-a inspirat și pe cineaștii români care în anul 1967 au filmat aici secvențe pentru filmul Daci. Cel de-al doilea eveniment de masă care anima anual Comuna Ponoarele se desfășoară în centrul localității, într-o poieniță aproape de podul lui Dumnezeu. La sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august, în preajma sărbătorii Sfântului Pantelimon. Festivalul Concurs Național de Muzică Populară Ponoare Ponoare a ajuns deja la cea de-a 12-a ediție și a devenit o adevărată rampă de lansare pentru tineri talentați veniți din toate colțurile țării. Programul artistic se îmbină cu întreaga atmosferă de sărbătoare din care nu lipsesc comercianții cu produse de tot feluri. De la obiecte confecționate după metode tradiționale la costume populare și bucate alese pentru toate gusturile. Seriile de festival se transformă în adevărate scene în aer liber pentru dansul popular. În acordurile muzicii tradiționale, întreaga suflare, de la cel mai mic până la cel mai vârstnic participant, se prinde în horă. Eu că sunt cu tine, mă dau mare, mare, mare. Eu că sunt cu tine, amare, amare. Eu că sunt cu tine, mă dau mare, mare, mare. Că sunt cu tine, amare, amare. Ești dulce, 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 tare, dulce. Extraordinar de dulce, dulce, da, da, viața mea. Mari iubitori ai dansului popular, românii se prind în horă ca într-un uriaș cerc dinamic, imitând mișcarea astrului zilei. Totul se transformă în comuniune și bucurie. Noaptea se lasă peste Ponoare cu cântec și voie bună. Este încă un moment care întâmpină, de fapt, o nouă dimineață și odată cu ea, o nouă zi a descoperirilor pentru alți și alți vizitatori de oriunde. Toate se succed ca într-un timp al veșniciei, odată cu întreaga frumusețe a peisajului karstic unic în țară, făcând din localitatea Ponoarele o veritabilă perlă a României.